Salut tuturor și bine v-am găsit un episod din strată de The Crew 2. Și asta facem o cursă foarte, foarte șmecheră și foarte lungă și foarte frumoasă cu motociclete. Da, știu, conduc cu volanul motocicleta, dar nu e nicio problemă, ne descurcăm. Sunt tot cu o motocicletă, dar nu aceasta este motocicleta care concurăm astăzi la o cursă. Este un Hartley Davidson de la de drum lung șmecher, e forță, să-l vedeți acum, da, v-am zis. O să țin pe chestia asta pentru că, nu știu, vreau să vedeți mai mult cursa și nu vreau să mă chinui eu foarte, foarte mult. Dar hai să vedeți și motorul cum arată. Uitați, cam așa arată motorul. E frumos, e frumos, nu am ce să zic, dar mai frumos e din first person. Oricum e dita motorul, e cât o mașină, deci nu ar trebui să ne facem probleme. Acum hai să ne concentrăm puțin. Dacă nu o să vorbesc, să știți că mă concentrez. Chiar e, pentru că dă și foarte mulți bani cursa asta. Nu știu de ce, dar cursa asta e și lungă și dă și foarte mulți bani. Și trebuie să te concentrezi așa puțin ca să poți să îți menții locul. Uite, știu că se bagă aici, mai ales aici se bagă foarte multe mașini în fața ta. Mai pot să vorbesc. Am vorbit prea mult, am vorbit mult, băieți. Hai să stau totuși cu piciorul pe frână, ar fi o idee inteligentă, o idee bună să stau și cu piciorul pe frână în caz de orice. Uite cum ar fi asta, pentru că băieții mei, uite cum au luat, sunt băieții mei, s-au dus în forță și avem aici mare curbă, nu încă, ba avem până la curbă. Wow, dă pe locul un omul pe 6, incredibil. Dar nu e problemă, că aveam o motocicletă mult, mult mai bună pentru așa ceva. Haide, dă-te la o parte, nu mă face să mă bușesc bun. Și uitați cum de pe locul 7 am ajuns înapoi pe locul 8. Pe locul 1, pardon, what the fuck. Nu știu ce mi-a venit să zic aia. Dar da, trebuie să te concentrezi puțin ca să reușești să faci cursa asta gen complet. Și să îți menții primul loc, pentru că la un dat, acum e pe linie dreaptă, dar la un moment dat o să ajungi pe curbe, pe munte, o să trebuie să urcăm pe munte undeva, oricum zona arată super bine. Nu-mi place mie că a început ploaia asta urâtă și da, dar pe munte acolo când urcăm și, mă rog, când coborâm, este o zonă extrem de frumoasă. Vă sugerez și vouă, dacă aveți jocul, să încercați această cursă, pentru că pe lângă că primiți foarte mulți bani, se termină cam în 12 minute cursa, mă rog, eu cam ăsta e timpul, 30-12 minute. Și uite cum nu sunt atent. Dar uite, mă bagă foarte tare în aia și nu văd, efectiv nu văd în față și iar m-au luat băieții. A, nu-i problemă că ajungem noi pe curbe și acolo ne facem treaba. Putem să ne facem și aici pe drum drept, dar na, nu suntem atenți. La început o să vă chinuiți puțin dacă nu aveți motocicleta asta și nu aveți piese băgate în ea, dar după aia o să devină destul de ușor, o să vă obișnuiți și o să fie ușor să o controlați. Uite, aici mai vine o curbă destul de nașpa și nu prea ia curbe la viteze foarte mari, mă rog, viteze mari, la viteze mici, de fapt. La viteze mari parcă le ia mai strâns, mai bine, mai frumos decât la viteze mici, dar asta nu este o problemă, din nou. Mamă, și chiar vreau să iau o gură de apă și nu pot, că sunt în timpul cursei și trebuie să-ți fiu atent și nu pot să pun pauză, fac. Da, mă, vezi. Uitați, mă, vezi că postăm 3 clipuri pe zi, nu știu de ce, nu prea, adică a fost o activitate la început, am reînceput să postez și acum, nu știu, iar a scăzut activitatea, ce se întâmplă, explicați-mi voi dacă vreți alte ore, eu pot foarte ușor, dacă nu puteți să vă uitați la orele alea la clipuri, adică ora 8, 12 și 4, bine, la clipul de pe la ora 4 am văzut că se mai uită lumea, apucă să se uită, pentru că deja e după amiază și presupun că foarte mulți dintre voi și ieșiți de la școală, liceu, ce mai aveți, dar na, dacă nu vă sunt comode, uite, exemplu, putem să mutăm, dacă vreți, clipul de la ora 8 la ora 7 dimineața, adică să-l punem mai devreme și ca să
puteți să vă uitați în cazul în care intrați la 8, când vă treziți la 7, să vă uitați dacă vă treziți la 7. Na. Și a tăiem și noi puțin curbele că, na, ne permitem acum, na, ce să facem. Dar uite, e greu pe curbe, nu prea asta, adică nu pot să țin accelerată ca lumea ca să prindă viteză pe curbe și dacă vreau să le iau strâng, nici atât. Mai este și ploaia asta urâtă, na, uite, care mă forțează oarecum să pun frână pentru că... Bă, deși nu pare în jocul ăsta, chiar trebuie să ții cont de chestiile astea, de temperaturi, de cum este afară în timpul cursii, pentru că de foarte multe ori poate să-ți alunece mașina fără să-ți dai seama cum e acum pe ploaie sau pe zăpadă, nu știu, deci se schimbă vremea asta, ba e soare afară, ba e de tainii în soarea, dar na. Și începem să urcăm acum frumos pe munte. Hai să intrăm de așa frumos pe curbă. Eu încerc să le iau cât mai frumos. Acum e nasol, pe curbele astea, așa, care sunt foarte strânse, astea cred că sunt cele mai nasole curbe la început, astea. Pentru că după aia se mai lărgesc, sunt niște curbe, sunt puțin mai largi, nu sunt atât de... Da, nu. No. Uite, și am zis, acum a plouat, acum a ieșit soarele. Și mi se pare că n-am început cursa, că era noapte, dar nu ploua. Nu ploua. Nu sunt sigur, nu știu. Și acum mai dăm speed, forță. Bam. Și acum ne trebuie concentrare maximă, să fim aici atenți. Mamă, ce curbe iau și eu sunt. E de bine? Mă mai puște și eu ce să fac. Mai ales că, uite, deși a plouat, nu s-a uscat pe jos și... Îmi place chestia asta la joc, că dacă plouă, nu se usucă imediat pe jos și... Gata, aia aderență full și încă se păstrează, adică eu chiar pot să fac un burnout destul de, mă rog, să-mi alunece roțile dacă accelerez mai tare. Uite, acum curbele astea sunt legere așa, de nu prea te chinui, dar curbele aia de la început acolo trebuie să te obișnuiești. Mai încetinești puțin, mai nu știu ce, dar le iei. Fără probleme. Și acum vine zona asta, unde putem să-i dăm blana-o. Îți place că accelerează foarte repede. Deci, motocicletele în jocul ăsta chiar accelerează foarte repede. Indiferent ce motor, nu știu, am motorul ăsta și mai am încă unul. Adică e celul pe care l-ați văzut la început de clipului. Dar acum au ajuns băieții din urmă. Opa. Așa, să ne concentrăm puțin. Hai să... Ne revenim așa puțin, stai că trebuie să fac o schemă, gata. Mi-am blocat scaunul ca să nu mai pot să mă las pe spate, să mă pot băga puțin așa în volan. Așa. Bun. Ok, m-am concentrat puțin și vedeți că deja am luat avans de 4 secunde, deci erau fix în spatele meu și am luat imediat un avans de 4 secunde, ceea ce mi se pare super ok. Pe ăla nici pe acolo l-am văzut, e bine că l-am auzit, dar uite cum mă bușesc aiurea, nu știu ce. Dar ok. Am top 5 secunde, frumos, distanța de 5 secunde, pot mă aranje și obțin mai bine pe scaun. Nu-s atent, gata.
sunt puțin atent acum, chiar că e linie dreaptă. Încerc să mă concentrez, pentru că uite cum vine câte o curbă de asta, mai ales uite, văd pe hartă acum că vine o curbă destul de strânsă. Așa. Și iar au ajuns băieții în spatele meu, pentru că am încetinit, am lăsat-o puțin mai moale. Dar începem coborârea, ceea ce înseamnă că iar trebuie să ne concentrăm, pentru că sunt curbele astea nasoare și care mă forțează oarecum să frânez până pe la 90 la oră, de la 100, când poți să le iei cu 100, dar când le iei bine, le iei cu 90, deci this is the biggest problem. Așa, mai vin acum niște curbe. Hai că am luat-o pe asta cu 200, dar pe asta nu mai luăm cu 200. Pam. Așa. E bine că mai ține arul cu ăsta de la volan, că după ce termin curba și vreau să o îndrept, pot foarte rapid să dau drumul la volan. Ceea ce e un lucru destul de bun. De acum n-am fost atent. Oh, no, dă-i pe accelerație că vin băieții. Mai ales băiatul ăsta care mereu se ține în spatele meu. Bine, e bot, dar nu. Nu-i problemă. Asta nu contează, nu contează, nu e bot. Nu e bot. Uite așa. Pam, pam, pam. Bam. Fac bam, bam și așa mă concentrez eu. E ca un fel de bravo, bravo care o să iei curba aia bine, nu te puși de ceva. M-am făcut acum. Bam, bam. Acum zic gen bravo că te-ai bușit, că na, mai fă, mai fă, că e bine, e bine. Uite, deja băieții am luat 11 minute la de în cursă și am reușit să suntem aproape de final, cred că e 94% și acum putem să prindem o viteză, mă băieți. O ținem frumos în 209, din 209 mai scoatem, ca să știți. Bam. 200 n-o mai scoatem decât dacă nu iau curba prost și n-am luat-o, gata. Bam! Bam! Toți fanii luați foarte mulți fani, what the fuck? Acum 3 cu 4, wow, am luat Turning to Free Dive. Am luat foarte multe chestii, după cum vedeți, primesc foarte mult loot. Na, cam asta este motocicleta Icon 3, am ajuns la Icon 4. Că-i primi și noi ceva la Icon 4 or something, sau... Ok, da. Da, mă, băieți, uite, cam asta este, cam așa arată motocicleta, mă rog, și după modificările pe care le-am făcut. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, neapărat un share, ca să ne simțim cât mai mult pe acest canal, poate reușiți să faceți noi 1000 de abonați până la Paște, nu știu, pentru că v-am văzut, țin activitatea și vreau și eu puțin suport din partea voastră ca să mă motiveze să postez în continuare câte 3 clipuri pe zi și nu uitați să-mi spuneți în comentarii neapărat dacă vă convin orele pe care le-am ales eu ca să postez clipuri și dacă vreți altele, v-am spus clipuri de la 8 dimineața, putem să-l mutăm poate mai devreme dacă vreți să vedeți mai devreme. Acestea fiind spuse, nu uitați că avem un grup de Discord unde primiți notificări de fiecare dată când postez un videoclip nou, de asemenea primiți de la YouTube, deci nu uitați să apăsați clopoțelul, să selectați acolo All Notification. Aveți și Instagramul meu în descriere și acestea fiind spuse încă o dată, ne vedem data viitoare. Ciao, pa, pa!